salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Counter-Strike. Țineți minte că data trecută am jucat eu împotriva 5 boți. La fel va fi și de data aceasta. Însă am de făcut o precizare. Mai țineți minte că am spus că scopul jocului este ca ori ca teroriștii să planteze o bombă, ori ca să ia niște ostatici. Ei bine, de data aceasta ne vom ocupa de ostatici. Am să mă joc împotriva 5 boți, din nou, pe harta Office, deoarece tipul de joc, adică bombă sau ostatici, depinde de harta pe care joci. Așa că am să selectez harta Office, să mergem. Am să încep de data asta drept antiterorist, pentru că de data trecută am început drept terorist. Însă vreau să scap de prietenii mei. Rezolvat! Am 800 de bănuți, întrebarea e ce fac cu ei. Ei bine, o să-mi iau un CZ-75, un flashbang și un decoy grenade, pentru că de data aceasta, eu drept antiterorist, în loc să dezamorsez bombe, salvez ostatici. Și de aceea trebuie să fiu foarte silențios. Pentru că sunt doi ostatici care trebuie salvați. Au fost atrași de grenadă, așa că am să mă mișc cu grijă către primul ostatic. Vă puteți uita pe mini-harta din stânga sus. Am găsit primul ostatic. Ei bine, omul meu trebuie salvat. Deci, l-am luat. Trebuie să iau pe amândoi până se termină timpul. Pentru că altfel o să-i omoare antiteroriștii. Ceea ce este foarte rău. Cred că v-ați prins deja. Nu vrem să moară oameni. Sau cel puțin nu vrem să moară oamenii nepotriviți. Până la urmă... Ok. Am pierdut tura asta. Dar nu le voi pierde pe următoarele. Am să-mi iau o armă silențioasă, armură. Acesta este, nu este un defuse kit, ca și data trecută, ca să dezamorsez bomba mai repede, este un rescue kit, ca să salvez mai repede ostaticii. Însă are același cot și... Are aceeași iconiță, deci e foarte ușor de confundat. Și-o desenat ăștia pe tablă, nu are importanță. Am câștigat. Aici, dacă omor toți teroriștii, câștig din prima, pentru că eu oricum mă pot duce după aceea să salvez ostaticii. Hai să-mi iau acest sniper ieftin. Grenade. Și să merg. Aici, când este cu ostatic, este și mai importantă economia, pentru că fără rescue kit te miști foarte încet. Okay. Am văzut pe unde s-au dus și acum o să ies pe geam și o să mă furișez prin spatele locului pe unde au mers ca să nu mă suspecteze. Primul ostatic este în direcția aceea. O să arunc un flashbang acolo ca să creadă că într-acolo m-am dus, pentru că de obicei flashbang-ul e folosit pentru atacuri surpriză, eu l-am folosit drept momeală. Incendiară acolo. Vezi, l-am salvat mai repede cu rescue kit. Nu mă lasă să ies pe geam. Trebuie să ies pe un geam pe undeva. Ar fi optim. Ok, acum o să știe unde sunt, deci o să creez un pic de spațiu aruncând acest fum. Pentru că lor le e frică să meargă prin fumul ăla. Pentru că dacă merg prin fumul ăla, o
să risc să mă... O să riște să fie văzut de mine. Ok, am... Ok, l-am eliberat pe asta. Ah, doar unul trebuie să eliberez. Ok. Asta face mult mai ușor. N-am jucat așa de mult modul ăsta. Deci sunt... mă vedeți printre primele jucări. Ar fi mult mai greu dacă ar trebui să eliberez pe amândoi. Dar nu e cazul. Urcăm pe aici. Vreau informație. E mort? Ok. Am reușit să-l speriu pe unul dintre ei. Ok. Mai rămân doi. Problema e că mai rămâne și foarte puțin timp. Din acest motiv, trebuie să mă mișc cât mai rapid. Să nu fiu văzut, ceea ce este destul de dificil. Sau să fiu văzut numai când știu clar că o să iau un static la timp. Prin urmare... Hai să... Încerc să... O să creadă că vreau să-l iau pe același, dar nu. Mă duc la celălalt dintr-un motiv... Anume, îl iau pe ăsta. Pentru că altfel o să creadă că... L-am luat pe celălalt și o să se ducă dincolo. Că ei nu știu, cred, tot timpul care e o static-ul luat. Adică el, că e un singur. Campează! Ok, am mulți bani, așa că AVP, Deagle, arme. Să mergem, totul merge... Perfect până acum. Let's move out. Throwing flashbang. Ok, nu mă văd aici, vreau să rămân așa. Prin urmare, pune incendiar acolo. Am luat o staticul. Respira în ureche. Ah, ok. Știam eu că ceva n-o să meargă bine tura asta. Nici nu a mers. Atunci o să iau o armă cât mai silențioasă. Mi-a luat decoy cu smoke și cu flash, ca să nu se aștepte la nimic. Pentru că toate cele trei grenade sunt făcute ca să-i păcălească. Și asta vreau să fac. Deci extra silențios. Și elimin numai când am, e neapărat de nevoie. Elimin terorist. Cream un pic de spațiu, cream un pic de spațiu până la acel fum. Bun. Nu pot să iau doi odată. Credeam că pot să iau doi odată, că așa, mi-ar da bani în plus de fiecare dată când extrag unul. Îmi dă parcă $1000 în plus. Nu te aștepta la asta, mai. Ok. Nu merge bine până acum. Așa, am rămân 3850 de bănuți pentru tura următoare. Setul ăsta de arme pe care mi l-am luat e foarte rapid și foarte agresiv. Te ajută și la economie. Vă sugerez să-l folosiți mai ales pe harta asta pentru că
n-are tuneluri foarte lungi de obicei. Și dacă nu are tuneluri lungi, asta înseamnă că trebuie o armă care trage rapid. Și arma asta e una dintre cele mai rapide. Ok. Am pierdut un punct, trebuie să-l recuperez, astfel voi folosi arme cât mai agresive, care să-i împingă în spate cât mai mult. Și asta înseamnă FAMAS, înseamnă CZ, Rescue Kit, incendiare, fum, flashbang-uri. Vreau să îi fac să bată în retragere, ca să pot să recuperez terenul pierdut. Atât economic, atât din punctul de vedere al economiei. Incendiară, v-am arătat. Fum aici pentru spațiu. Ok, va. Nu era scopul neapărat să câștig, scopul era să fac multe kill-uri ca să câștig bani. Banii sunt foarte importanți. Așa că P90, Desert Eagle. Acum o să iau un kit puțin mai relaxat, adică nu îi împinge în spate atât de mult, mai mult mă ajută să ajung la un static. Pentru că kiturile care îi împing în spate, kituri, seturi de arme care îi împing în spate, sunt uneori și mai... E mai greu să călătorești pe hartă cu ele. Vezi, e mai concentrat pe... E mai concentrat... Sunt mai concentrat acum să-i... Să-i presez, să-i... Cu celălalt eram mai concentrat să-i presez, cu ăsta mai mult să-i... Dau la o parte. Nu neapărat să-i omor, ca și la celălalt. Și acum că ne apropiem de egalitate, am să... Jocul este mai simplu. Uite, un glonț în fiecare geam e foarte important dacă aveți geamuri, pentru că atunci nu vă mai consumați încă un glonț mai târziu în tură. Ok, nu mai poate sta camp acolo, așa că o să-l fac să fugă, să se retragă. Un pic de spațiu. Am nevoie. Așa. Bun, și atunci cea mai ușoară metodă de ieșire este... Vai, nu mai știu harta. Ok. Am spart toate geamurile ca să ajung cât mai repede. L-am eliberat și am câștigat. Teroriștii, când joci cu ostatici, observă că tu ai luat un ostatic și fug să-ți blocheze drumul. Campează. Mai am fix 5000. Exact, la rotund. Acum că egalitate nu mai are importanță neapărat dacă vreau să creez spațiu sau nu, are importanță numai să câștig. Fum aici, ca să nu mă ia pe la spate. Incendiar aici, ca să nu mă ia pe la spate. Și... Ok. Am luat o static-o. Știe că sunt aici. M-a simțit. Au, am călcat pe propria mea incendiară. Pentru că am vrut să sparg geamul și n-am realizat că era incendiară și nu flashbang. Okay. E bine.
recuperăm teren. Ultima tură din jumătatea asta. Așa că vreau să fiu silențios. Uite, chiar o să-mi vând asta ca să mai iau un flashbang. Fix așa pe ultima tură, pentru că suntem cam toți jucătorii sunt înarmați bine și sunt șanse foarte mici să prind spațiu. Din nou un set de arme care creează spațiu. Uitați, acum nu mai poate să tragă. Nu mai știe unde sunt. Poate să tragă prin fum, dar nu mă poate nimeri. Vezi? Nici nu trebuie să mă mișc, trebuie doar să trag în el. Și acum, cu flash-urile înainte, cred că s-a dus la zona de eliberat ostatici și campează acolo. M-am dus unde nu trebuie. A, uite-l. Vreau numai să-l fac să se retragă, nu vreau neapărat să câștig. Adică să îl omor. Yes. Yes. Și acum joc eu drept terorist și ei drept antiterorist. Aici va fi puțin mai dificil pentru că trebuie să apăr doi ostatici deodată. Dar cred că am deja în minte o strategie. Unul e acolo, deci am să creez spațiu cu o grenadă fumigenă și îl apăr pe celălalt. Dacă văd că dispare, atunci mă duc după canteri. Mă duc aici. Eu iau damage dacă îl omor, deci nu e bine. E fum acolo. Cel mai probabil o să fie ghidat spre asta. Iau cum vine în direcția aia. Ideea ar fi să omor cât mai mulți din ei, pentru că așa le e greu să ajungă la ostatici. V-am spus că e mai greu să mor. Hai să facem o șmecherie, hai să jucăm un pic murdar, hai să-i întâmpinăm. Să stau acolo undeva ca un stâlp, să nu poată trece de mine nimeni. Ok, doi sunt morți, înseamnă că e mai greu să ajungă la ostaticul meu. Ceea ce este bine. Să-l ia pe celălalt. Unde s-a dus? Bun. Începem să recuperăm. De fapt, nu trebuie să recuperez teren, că e 8-6, dar înțelegi ce vreau să zic. Încep să nu mai fiu așa de vulnerabil pierdutului, pentru că mi se schimbă și economia. Vedeți că am 900 la sfârșit, mai de mult aveam mai puțin la sfârșitul turei. Ceea ce este foarte bine. Throw in the flashbang.
faceți pe aici? Vă urcați. Ați condensat acolo. Vai, se duc după o statie. Am făcut o greșeală uriașă. Mai ales mă până dat greșit. Se duc după celălalt. Aud gloanțe. S-ar putea să fie un decoy grenade. Ceea ce n-ar fi deloc bine pentru mine. Pentru că atunci înseamnă că m-au ghidat în direcția greșită. Am auzit în direcția asta gloanțe. Sau din direcția asta a venit. Nu știu cum nu l-am văzut. Să mă întortochez pe aici ca să ajung la o statice. Oricum am în stânga ecranului, stânga sus, vedeți că am ambii pe loc. Dar yes, perfect. Dacă se scurge timpul. Yes, bun. S-a scurs timpul și asta înseamnă că nu mai pot fi ostaticii prinși. Arma asta n-am folosit-o chiar atât de des. Asta pentru că la zone unde trebuie să dezamorsezi, la jocuri, meciuri în care trebuie să dezamorsezi bombe, nu e așa de utilă. Adică e bună, dar parcă nu-și merită banii. Aici își merită banii. Clar. Creat spațiu pe acolo. De ce tot stau aici? Nu înțeleg. De ce tot stau ăștia aici? Când îi pot înconjura foarte ușor. Tot timpul e unul care se duce pe unde nu trebuie și mă moară. Sau mor din cauza lui că sunt distras de el. Și pierd bani. Deși eu cred că o să câștig de data asta. Meciurile cu statici nu sunt așa de populare, am observat. Dar mie îmi plac. Dar că sunt mai calme. Așa a jucat joc și eu așa. M-a spus eu. Ok. 9-8 pentru mine nu e deloc ok. Pentru că s-ar putea să pierd. Ceea ce nu-i deloc ok. Asta înseamnă că s-au apropiat deja de o statici. Iau arma. Ok. Un fum pe holul ăla. Nu-i nimeni la ostaticul ăla, s-ar putea să fie la celălalt. Cel mai probabil nu e la celălalt încă, dar nu știi niciodată. Ia aud pașii. E în siguranță aici. Ăsta. Am tot pe holul ăsta. Și atunci am de apărat doar o intrare.
dacă muream acolo, nu era bine deloc. Bun. Îmi las 2600 pentru că vreau să acumulez foarte bun, foarte mulți bani pentru fix ultima rundă, unde trebuie să fiu silențios ca să o câștig din cauza economiei. A apărat fereastra aia. V-am spus, credeam că o să pierd tura asta pentru că eu i-am rănit pe ei, dar nu cu armă care să le rănească economia așa de mult. Adică dacă ei își pierd arme valoroase, pierd mulți bani. Dacă nu, nu. Și asta nu e bine pentru mine, pentru că ar trebui să pierdă cât mai mulți bani ca să câștig eu. Are sens, cred. Anyways. Grenadă pe direcția aia, vin pe dincolo, fix pe unde am crezut eu că nu vin niciodată. Ai, recuperează ăștia și nu-mi convine. O să iau arma asta pe care o folosesc numai în situații de urgență, pentru că poate să se întoarcă împotriva ta, adică e mai greu de controlat. Și vedem ce iese. Doamne, se duc pe dincolo. Banu, era unul pe aici și ceilalți sunt toți pe dincolo și se duc după ostaticii mei. În sfârșit am scăpat de arma aia. Ce credeai, mă, că te poți apropia de oamenii mei? Ok, și acum, celălalt unde se duce? Încerc să țin ușa aia cât mai mult. S-a dus dincolo. Dincolo, dar unde dincolo? Că mă pierd pe harta asta, că e mare. Aici s-a dus. A, nu. 44 de secunde mai trebuie să țin harta. Ce poziție are? Ok, hai să-l lăsăm să iau staticul. Să mă prefac că nu-s aici. Și să-l surprind în ultima secundă. Yes! Aia a fost faină. Pentru că un kill cu cuțitul îmi dă foarte mulți bani. Deci n-a fost numai așa de distracție. Chiar mă ajută. Ar fi o chestie, am observat, să nu las, să nu stau să campez pe o statistică, că ei pot să vină din toate direcțiile posibile. Ok, am spart acolo. Spart mijlocul aici. Pe aici au mers. Asta n-a fost bună. Mort. Și era znus pe aici. Se duc la ostatici. Și nu-mi place. Nu s-au dus la ăsta. S-ar putea să fi dus la celălalt. Cred că da. Vreau spațiu. Smoke acolo. Nu, n-au venit încă. Problema e că mai sunt încă 3 și mai au un minut să recupereze și un minut e foarte greu să ții 2 ostatici. Nu știu unde sunt. Holul ăsta parcă îi conectează pe amândoi, deci e ok. Adică îi ține în fața ambelor ostatici și ar trebui să-i văd dacă încearcă ceva.
dus la celălalt oare? Mă tot uit de la unul la celălalt ca să mă asigur că nu... Încearcă vreo prostie, vreun antiterorist. Ok, mai sunt 13 secunde, pot să mă relaxez. Stau în fața proiectorului. Prezentare. Mortgage company. Prefer să nu consum atâția bani încercând să întrețin AVP-ul, deci fac așa. Stați să vând arma asta și să vând astea două, pentru că n-am nevoie de ele. A, așa. Ok, cât mai mulți eliminați până la un minut, pentru că atunci îi ghidez punând aia, eu o să realizez că eu trag acolo și o să fiu ghidat, o să fie ghidat prin holul ăsta. Și eu sunt fix prin holul ăsta cu muniția încărcată, deci 1, 2, 3. Îi văd și am ținta asupra lor, dacă se întâmplă ceva, se duc la o statici. Trebuie să mă retrag, din păcate. Ok, v-am spus eu. Nu trebuia să fac aia. Trebuie să nu îi las să câștige runda asta, pentru că dacă o câștigă, e egalitate ca și data trecută. Așa că o să îmi iau un P90 cu astea. Bun. Să mergem. Asta numai în situații de urgență. Trebuie să o câștig pe asta din două motive. Nu vreau egalitate. Vin pe dincolo. Mai am doar 31 de gloanțe. Au căzut deja unii. Recuperează conținutul armei. Yes! Victorie! Sper că v-a plăcut. Dacă mai doriți episoade, dați like și dați subscribe. Și ne vom vedea data viitoare.